plus infinit. Deci la dreapta e plus infinit. Dacă măcar una din limite laterale este infinit, atunci am asimptotă obiectivă. Deci graficul se comportă asimptotic doar în partea dreaptă. Da? În partea stângă nu se mai comportă asimptotic, chiar se duce spre zero. Bun. Să facem derivata, nu? Da. Să vedem ce puncte de extrem avem. Derivata o facem tot pe ramuri. Tot pe fiecare variant. Sigur că da. Nu avem cum să studiem asta. Deci f derivat de x egal cu f derivat ca un produs. Da. Minus. Așadar, voi spune că f derivat de x egal cu minus absolut pe prima, da? Da. Deci pentru x mai mic ca 0, rezultă f derivat de x este egal cu minus e la 1 pe x minus 2 ori plus minus. Deci prima, prima derivată, x-ul derivat face 1. A, da. Ori a doua nederivată e la 1 pe x minus 2 am scris plus, dar rămâne minusul din cauza da. Minus x e la 1 pe x minus 2 derivat, adică e la 1 pe x minus 2, eu mulțic cu 1 pe x minus 2 derivat. Și facem, ia să vedem, e la 1 pe x minus 2, minusul chiar îl pot scoate, minus e la 1 pe x minus 2 în factor, 1 plus x, înmulțit cu 1 pe x minus 2 derivat, și minus 1 pe x minus 2 la pătrat, da? Da. Minus x supra x minus 2 la pătrat. Și egal cu minus e la 1 pe x minus 2. Nu e minus 1. Minus x acolo? Minus x supra x minus 2 la pătrat. Deci și ceva x-ul de aici. Nu. A, da, x-ul de acolo, da. Da? X-ul de aici. Așa, și vine, atunci aceeași metodă, și vine x pătrat minus 4x plus 4 minus x totul supra x minus 2 la pătrat. Și egal cu minus lin de fracție x pătrat minus 5x plus 4 supra x minus 2 la pătrat, ori e la 1 pe x minus 2. Deci f derivat de x pe stânga arată așa. Hai să scriem. Putem să scriem și ăla cam de nou. X pătrat minus 5x plus 4. N-am ce face. La x minus 2. Da, dar rămâne acolo. Da. Rest, o vedeam noi ce facem acolo când o anula. Deci, f derivat de x este egal cu acolata. Egal cu x pătrat. Sau minus este în față. Minus. Minus. X pătrat minus 5x plus 4 supra x minus 2 la pătrat, ori e la 1 pe x minus 2, dacă x mai mic ca 0, nu? Da. Dacă x mai mic ca 0 și egal cu varianta cealaltă pe care trebuie să o facem. Eu zic că este identică. Numai că nu mai este minus. Da. Deci va fi ce? Egal cu x pătrat minus 5x plus 4 supra x minus 2 la pătrat, ori e la 1 pe x minus 2, când x este mai mare egal decât 0. Ei, și anulăm derivata.
Și ce obținem aici? F derivat de x. F derivat de x egal cu 0. Înseamnă că x pătrat minus 5x plus 4 se face 0. Și înseamnă x1 egal cu 1 și x2 egal cu 4. Nu așa vine? 1 și 4. Da. Ce numerat noi se facă 5 și înmulțite se facă 4, 1 și 4. Dar 1 și 4 nu sunt decât în partea a doua. Pentru x mai mare ca 0. Da. Deci derivata pe partea stângă n-ar avea nicio rădăcină. Chit că este așa, dar x-ul e negativ. Deci derivata are ca rădăcini pe 1 și pe 4. 0 și 0. În 0 nu există funcția. Trebuia să facem și f de 0. F de 0 cât face? 0. El 0 ceva face 0. Da. Nu? 0. Da. Oare în 0 este derivabilă? Derivata la stânga lui 0. Da. Egal cu derivata la dreapta lui 0, nu? Este. Da. Așadar, semnul derivatei. Este pozitiv totdeauna. Între 1 și 4 va fi negativ. Jos e pozitiv tot timpul. Da. El la ceva e pozitivă. Și aici plus. Adică funcția scade. Și plus. Rămâne o problemă în 0 aici. Dacă este sau nu derivabil în 0. Ea este continuă în 0? Este continuă. Da. Pentru că limita la stânga e egal cu alea. Și pentru studiul derivabilității, derivăm și în derivate ne permitem să introducem, trecem la limită. Și stăcând limita la stânga lui e 0, face 4 pe 4, dar minus. Ah, nu mai sunt egale. Nu sunt egale. Deci funcția nu e derivabilă în 0. Da? Da. Și dacă nu e derivabilă în 0, punem bară la derivată. Așa că ea merge așa, într-un fel și, pe urmă, probabil dacă facem derivata la stânga lui 0, e negativ pe aici. Și la dreapta va fi pozitiv. E 4 pe 4, e la, deci pozitiv. Și la stânga este negativ. Și îmi convine, îmi trebuie neapărat asta. Că funcția scade de la plus infinit până la. Deci îmi trebuie chestia asta așa. E bine. Și a trecut săgețile. Crește în 1. Cât este? F de 1. F de 1 face E la 1 E la minus 1 1 pe E. 1 pe E. Apoi scade. Scade la 0. În 4 F de 4 4 E la 1 supra 4 minus 2, 2. E la radical 1 pe 2, radical din E, nu? Da. 4 radical din E. Deci, scade. În dreapta crește. Și până în dreapta crește. Nici o contradicție, nu? Nu. Deci, din tabelă, suntem mulțumiți că nu apără contradicții. Vă las pe voi să trasați graficul și mai faceți încă un grafic. Cate, nu oprim că am obosit. Câte e 10? Da. 10 jumate. Sunt. Deci f de x egal cu x plus radical din modul din x pătrat minus 1. Și la asta. Discutăm luni graficile, așa să vă duc, da? Este o repetiție analizului la
aproape toată analiza, exact, cu limite, asimptote, cu tot felul de chestii. Văzusem niște modele de bac, cum se vedea în anii 70, era trasarea graficului. Așa. Haideți să vedem ce am discutat asta, ca o sinteză, așa. Că trebuie să scriu asta. Băiatul vreau să uite și scrie acolo câte ceva. Și dacă nu-i spun, se supără. A făcut o grămadă. Da, așa. Sinteza oare. Funcții pare. Așa, funcții. Funcții, că am zis, da, că ne spune funcția de funcție. Funcție pare. Numărul lor. Am aflat cardinalul funcțiilor, da, respective, da? Numărul lor. Da, lăsăm atât. Altceva. A doua chestiune care am discutat-o. Trebuie să trecem așa în revistă. O limită. Dintr-o limita aceea cu integral, da? Limite. Deci am vorbit și limite. Integrale. Integrale, da. Și grafici acum, nu? Da. Graficul unei funcții. Graficul unei funcții. Aici e cu toate problemele, asimptote, limitele funcții și așa mai departe. Ne oprim aici. La revedere!